Dar ce fac cu facultatea ți odată ce am făcut-o? De ce să facă copilul meu matematică? Nu vreau să ajungă profesor. Băi, ideea e că în momentul în care mergi pentru studii la universitățile din afară, în principiu cam orice faci îți deschide uși, nu ți închide, nu te blochează pe nicio traiectorie prestabilită de carieră. Și cele mai elocvente exemple, la Oxford există un domeniu de licență, un degree, care pare foarte dubios, se zice Classics. Faci latină, faci greacă veche, faci fel de fel de chestii care, eu nu știu pe nimeni care să vorbească greacă veche, poate numai la teologie. E, oamenii ăștia ai zice că studiază ceva complet aiurea, dar după aia îți dai seama cine a absolvit cursuri de astea. Boris Johnson, etc., etc. Și nu fac comentarii politice, dar oamenii care se absolvesc de Classics sunt foarte căutați pentru work ethic-ul pe care și-l construiesc făcând studiile astea. Și pentru amplitudinea cunoștințelor pe care le acumulează. Și cam, da. cam așa funcționează orice degree de la universitate. Acum e și flip side-ul, că știu și oameni care se absolvesc de Cambridge și care s-au chinuit un an întreg să-și găsească de muncă. Dar întâmplător, oamenii respectivi, și bine că nu sunt sala asta, pe oamenii respectivi nu i-ar fi angajat nimeni oricum. Adică și să mai spun ceva, un an de zile nu e de fapt așa mult dacă stai tehnic. Nu vine nimeni să-ți dea ceva pe tavă după ce ai degree-ul. Exact. Dar îl faci ca să te dezvolți. Da, așa este. Așa este. Este, adică, să zic, trebuie să ne gândim foarte mult și cu ce comparăm. Adică, care e alternativa? Alternativa, fraților, este să te duci la Bioterra și de fapt să faci pe nașpa, nu știu ce, la distanță și să o arzi cu niște dubioși. Adică asta e ideea. Dacă se poate să fii mai aproape de unii care sunt mai serioși pe școală, dați în faptul că oricum în ultimii 4, 5, 6, 7 ani, mai mult ca sigur tu sportiv fiind n-ai făcut-o, eu zic că e mai bine să faci asta. Deci asta, eu așa aș gândi eu, nu de genul, bă, dar acum gândim la micron, știi, da, o să fie exact specializarea pe care mă aveam eu.